Petrolul va deplasa un lot lărgit de 24 de jucători pentru dubla de sub Tâmpa. Din efectivul Găzarilor vor absenta Alsenat, Cojocnean și Morar, vestea bună fiind legată de recuperarea lui Geraldo Alves. Totuși se pare că brazilianul va fi luat în calcule pentru titularizare la meciul de cupă de marți. Vor fi două jocuri diferite, spune Rednic, care știe cum îl poate surprinde pe omologul de pe banca Brașovului, Sorin Cârțu. Nu mai vrem să fim așa deschis cum am fost la unele meciuri din deplasare și care am și luat gol și... Adică jocul ăsta se poate câștiga cu inteligență. După două succese obținute datorită schimbărilor operate la pauză, tehnicianul își dorește aceeași inspirație și în dubla cu brașovenii. Pentru noi cel mai important este primul meci, iar cum acesta va fi cel din campionat, ideal ar fi să legăm 3 victorii, care ar conta enorm în finalul turului, a mai spus tehnicianul petrolist.